Mulți oameni se plâng primăvara aceasta de răceli, infecții respiratorii care se prelungesc cu o tuse care nu mai trece. De ce se întâmplă acest lucru? Care ar fi calea corectă de tratament? Bun, deci infecțiile respiratorii e normal să se întâmple. Între 3-6 episoade de infecții de căi aeriene superioare pe an e normal să apară. De obicei, ele sunt ușoare și autolimitante, nu e nevoie de tratamente speciale, doar de un tratament simptomatic, pentru că majoritatea sunt infecții respiratorii virale. După o astfel de infecție, tusea poate să persiste, chiar dacă celelalte simptome au dispărut, să persiste un timp îndelungat, în funcție de etiologie. Chiar și în infecțiile virale, în infecțiile bacteriene, la fel, poate să persiste chiar până la 2 luni. Dar atunci este clar legată de infecția respectivă. Dacă, în schimb, tusea apare fără să fie precedată de semne clasice de infecție, poate fi o altă cauză și atunci e o problemă care trebuie investigată, mai ales când tusea se prelungește peste 8 săptămâni. Și pot fi foarte multe cauze. Patologie în sfera orele, diferite boli pulmonare, cum ar fi astmul, de exemplu, sau alte medicamente administrate pentru diferite boli, cum ar fi medicamentele antihipertensive, care pot să producă tuse ca efect secundar. Deci, atunci când nu este precedată de semne de infecție, trebuie să ne punem oricum mai multe semne de întrebare. Iar când tusea se prelungește, cel puțin în România, peste 3 săptămâni, ne gândim și la tuberculoză și trebuie să facem investigații suplimentare. În ce situații tratăm astfel de infecții cu antibiotic și în ce situații nu o facem? În general, pentru că majoritatea acestor infecții sunt virale, nu administrăm de primă intenție antibiotic. Depinde foarte mult și de simptomele pacientului. Se poate întâmpla ca și o infecție virală să se suprainfecteze, adică după o perioadă de câteva zile sau după o perioadă de acalmie chiar să reapară febra, să apară secreții purulente, tuse cu expectorație purulentă, cu secreții galben-verzui și atunci este necesar un tratament antibiotic chiar dacă infecția inițială a fost virală. Oricum este, dacă simptomele de răceală, să zicem, persistă mai mult de 5-7 zile, atunci este necesar un consult de specialitate și medicul poate să decide dacă e nevoie sau nu de un tratament antibiotic și care anume, pentru că trebuie administrat antibiotic în funcție de diferiți factori de risc pe care prezintă pacientul respectiv, în funcție de vârstă, în funcție de diferite patologii asociate, dacă este sau nu fumător. Deci în funcție de asta pot să predomine anumiți germeni care să determine boala și atunci antibioticul este administrat după criterii empirice, dar în funcție de ceilalți factori de risc. Este adevărat că o răceală se poate dezvolta într-o pneumonie? Sunt mulți oameni care au această exprimare, că o răceală poate ajunge, poate coborâ în plămâni. E exprimarea asta. E reală sau cum se întâmplă de fapt? Pneumonia poate să debuteze brusc fără să fie precedată de o infecție virală sau chiar o infecție virală poate se poate complica cu o pneumonie de etiologie virală, dar asta în cazuri deosebite la copii, la vârstnici sau la diferite persoane cu imunodepresie, să zicem. Infecțiile bacteriene de la nivelul căilor aeriene superioare care nu sunt tratate se pot agrava, într-adevăr, și atunci lucrurile să se complice. Dar iarăși e nevoie de consult pentru a decide tratamentul. Există vreo cale să fie prevenite infecțiile respiratorii? Sau sunt normale și atunci nu știu... Sistemul imunitar poate fi ajutat în vreun fel? Bun, deci ținând cont că majoritatea sunt virale, pot fi determinate de virusuri gripale sau de altfel de virusuri respiratorii.
pentru a preveni infecția cu virusul gripal este foarte utilă vaccinarea. Vaccinarea antigripală din la începutul sezonului rece, în octombrie-noiembrie, este foarte utilă, mai ales la persoanele cu un anumit risc de a face forme mai grave de boală. La copii, la vârstnici, la gravide se poate administra vaccinul antigripal. Bun, deci asta este o măsură de prevenție. În privința celorlalte infecții virale, ar fi utilă o viață normală, să mâncăm bine, să ne odihnim, să facem exerciții fizice, adică organismul în general să fie sănătos și să poată trece ușor prin aceste forme de boală. Și iar în perioadele de infecții, în perioada rece, să evităm aglomerări, spațiile aglomerate, să evităm contactul cu persoane bolnave. Regulile minime de igienă trebuie respectate. Asta ar fi o măsură de prevenție. Se poate, la persoane care au boli respiratorii cronice, la vârstnici, se pot administra diferite preparate care să realizeze o imunoterapie specifică, adică i-ar ajuta și în infecțiile în lupta cu infecțiile bacteriene. Dar cei adulți care sunt sănătoși pot lupta foarte ușor cu astfel de infecții. Ce formă ajută sportul în cazul unor probleme respiratorii? Sunt foarte mulți care recomandă alergatul în cazul în care, nu știu, există o oboseală de genul ăsta fără probleme serioase. E adevărat? Funcționează ca terapie așa? Mulți pacienți se plâng de senzație de lipsă de aer. Ea poate să fie cauzată de o boală pulmonară, cum ar fi astmul, și atunci să se agraveze la efort, sau poate să fie să apară la efort doar din cauza lipsei de exercițiu sau la bătrâni prin decondiționare fizică și atunci prin exercițiu rezolvăm această problemă când nu este o boală pulmonară. Și la pacienții cu boli pulmonare cronice, cum ar fi BPOC-ul, se indică exercițiile fizice, există programe de reabilitare pulmonară în care se fac niște exerciții speciale, tot pentru creșterea rezistenței, pentru a ajuta respirația, pentru a limita senzația aceea de lipsă de aer, și sunt foarte utile. Pacienții sunt mulțumiți după astfel de programe.